sigur, această ceremonie, această celebrare s-a dezvoltat în timp și are conotații în funcție și de biserici, de loc, de spațiu. În cazul nostru, sigur, este foarte adaptat mentalității noastre, să zic așa, europene, orientale. Vorbeați la un moment dat despre oameni care și-au consacrat mare parte din timpul lor studierii vieții și practic confirmării unor acte de excepție pe care le-a făcut în timpul vieții Vladimir Ghica. Un dosar de beatificare, de canonizare, se bazează și pe mărturie, așa cum spuneați, și pe, pe baza unor rezoluții, a unor comisii. Mărturiile astea se adună, practic, ca orice mărturie. La Dar nu numai atât. Deci, în acel raport despre martiriul unui credincios, sunt introduse date despre țară, despre istoria în care el a trăit, despre locul în care deci s-a născut și a slujit, a activat. Sunt apoi documente care atestă arestarea lui, decesul lui, sigur, informații despre familie, despre viața sa și, evident, mărturiile celor care l-au cunoscut. Academicianul Constantin Bălăceanu Stolnic s-a plecat multă vreme asupra multor destine, iar Vladimir Ghica a constituit unul dintre cei care l-au fascinat. Cred că ar fi interesant ca, înainte de a vedea și începutul liturghiei, să urmărim chiar o mărturie în ultimă instanță. Foarte firav, foarte slab, foarte delicat. Cum spuneam și cum am și scris despre el, avea impresia că dacă sufli mai tare, cade grămadă jos. Era totdeauna în arașa neagră, caracteristică de monsenior cu lizereu acela roșu, cu brâu roșu, și avea o înfățișare de preot ortodox însă, cu o barbă mare albă și cu păr lung în spate, tot așa, alb de tot. De altfel, el a fost la început ortodox. Tata lui, principiile Ghica, era scomorător din domnitorul care a fost descăpățânat pentru problema Bucovinii. Iar mama lui, care era născută Blarnberg, era o ortodoxă foarte, foarte militantă. Ce s-a întâmplat, de ce a trecut la catolicism, nu știu, dar după aceea a trecut în rândurile monahale, revenind preot plazarist, cum era, și misionar, la care ținea foarte mult Papa Pius al XI-lea. Însă să nu vă închipuiți că era un călugăr numai teolog. Era un om cu o foarte vastă cultură. Făcuse facultatea de teologie, făcuse facultatea de filozofie, avea studii de medicină făcută, studii de istorie. Era un om extrem de cultivat. Și în dialogul lui, să simțea această vastă cultură și știa să-și o adapteze. Când eram copii, vorbea cu noi ca pentru niște copii. Când eram student, vorbea făcând apel la vasta sa cultură și la toate cunoștințele pe care le avea în domeniile pe care le-am citat. Era foarte agreabil, nu era deloc între preoții aceia sever, dur, de tip dominican, nu. Era un tip foarte apropiat, cald, știa să se apropie de noi copii, ne făcea rugăciunile împreună, ne învăța catehismul, fără ca niciodată să facă o încercare de prozelitism, să ne treacă de la ortodoxie la catolicism. Era un preot ecumenic. Avea tendințe ecumenice, ceea ce pe vremea aceea era destul de rar și obținuse de la Papa Pius al XI-lea dreptul să slujească și în rit bizantin. Dar avea o viziune ecumenică, a încercat să o cultive, dar ambele biserici nu erau pregătite atunci să primească o astfel de orientare. Ce v-a învățat pe dumneavoastră? Când spuneți monseniorul Ghica, probabil vă gândiți la un anumit moment care v-a marcat. No, întâi făcea parte din familie, era rudă cu, prin alianță, dar era rudă cu, la nivelul părinților și bunicilor mei cu noi, deci era un prieten al casei. Al doilea lucru, ne-a învățat religia. El ne-a dat, bineînțeles că primele lecții ne-a dat mama și guvernantele noastre, dar el le-a completat după aceea și ne-a învățat catehismul bisericii creștine așa cum se cuvine. Deci am învățat de la el acest lucru. Iar când am fost student, a reușit să
explice și să deschidă orizontul acesta extraordinar al posibilității de a fi un om al științelor exacte și în același timp un om religios. El susținea că între religie și între știință nu există un antagonism, ci o complementaritate. Este un punct de vedere pe care l-am adoptat și pe care am ajuns la 90 de ani acum și tot acesta al profesei și îl împărtășesc studenților și colaboratorilor mei. Fără conotațiile doctrinare de rigoare, domnul Bălăceanu Stolnic, domnul academician, spunea că a fost un preot ecumenic. Providența a rânduit ca în momentul morții sale, în Fortul 13 Jilava, monseniorul Ghica să aibă alături un ortodox, un protestant, un evreu și chiar un imam musulman. Da. Iată, nu aș spune un ecumenist, ci mai degrabă un fel de rânduială a destinului care a arătat că pot fi alături niște oameni care pot lupta pentru o cauză nobilă, iar cauza să fie dedicată binelui comun. Cum se spune în limba latină, finis coronat opus, adică sfârșitul încoronează lucrarea, așa cum a trăit, iată, așa a și murit. Toți cei care l-au văzut imediat după ce el a fost internat în infirmeria închisorii, au spus și au auzit că el a murit, a murit ca un sfânt. Și cu această deschidere, într-adevăr, spre celelalte religii, spre celelalte credințe, pentru a-l cinsti pe Dumnezeu, pentru a-l cunoaște și a-l cinsti și preamări pe Dumnezeu, putem să spunem cu toată convingerea că el a fost un om vizionar, tocmai pentru că a avut această tărie și această forță a credinței și a anticipat ceea ce Biserica Catolică a legiferat în 1965 prin decretele sale la Conciliul Vatican II, adică acest drum al refacerii unității creștine sau apostolatul laicilor. Au fost două inițiative ale sale care au marcat, să spunem, într-un fel și au anticipat drumul acesta de pregătire al Conciliului Vatican II. Ca să nu mai vorbim și despre studiile teologice urmate de laici, ceea ce până atunci în Biserica Catolică nu puteau decât clericii. A făcut experimentul acesta și sub rugăciunea Sfântului Ioan Evanghelistul, spun sub ocrotirea, sub solicitarea. Era pasionat de Evanghelistul, dar a făcut acest drum de apostolat într-unul din cartierele pariziene, încercând multă vreme să aducă adevărul în rândul propagandiștilor comuniști care erau strângători de gunoaie. Bine, acum și statutul lor social îi ducea spre o anumită latură ideologică, dar pe de altă parte și ideologia acționa asupra lor. Da. Sigur, el a activat ca preot în cartierul Villejuif, se numește în Paris, era un cartier al oamenilor sărmani, fără posibilități materiale, fără pregătire, fără educație. Așa, și acolo a dorit el să-și înceapă activitatea ca preot pentru ca să prindă omul de la periferia existenței, așa cum vorbește și Papa Francisc în zilele noastre, să înceapă de jos de acolo. Mi-a plăcut foarte mult că primele lui slujbe le-a celebrat cu niște copii, două fetițe, apoi a mai venit încă una și se jucau și de ascunsul prin acea capelă, prin acea baracă în care el avea totul, și dormitor, și dispensar, și biserică. Și o flexibilitate din aceasta spirituală, existențială, de a se da după oameni și de a-i, într-un fel, de a-i însoți cu credința sa și cu mărturia sa. Apostolatul laicilor a fost un deziderat al secolului, celui de-al 20-lea veac al erei creștine și rămâne un deziderat și pentru secolul al 21-lea? Sigur, e o provocare la adresa bisericii și avem nevoie de prelungiri, dacă vreți, ale evangelizatorilor din biserică în afara ei. Numai prin credincioșii. Într-o anumită ordine, sigur, disciplină și într-o anumită, cum să spun, o anumită supraveghere. Potrivit carismei proprii și locului de mărturie. Așa după cum preoții dau mărturie despre Evanghelie în biserică în timpul celebrărilor și al rugăciunilor oficiale, liturgice, la fel și credincioșii laici, în familie, sunt și ei un fel de mici preoți și au biserica lor domestică în care sunt chemați să celebreze același cuvânt al lui Dumnezeu și să-l vestească. Vă rugăm pe colegi să ne comutăm din nou cu ansamblul Romexpo, unde practic în acest moment începe liturgia. Da, în imagine îl vedem pe cardinalul Angelo Amato.
Are 75 de ani. E un specialist în teologie, în cristologie. A fost profesor de teologie și de cristologie, în special, mulți ani. Și iată-l acum ca președinte, ca prefect, pardon, al Congregației pentru Cauzele Sfinților, reprezentându-l pe Sfântul Părinte peste tot în lume cu ocazia acestor ceremonii de beatificare sau de canonizare. În câte am înțeles, programul eminenței sale este foarte încărcat, va pleca deja astăzi după masă într-o altă direcție, în Polonia, în Argentina, duminica viitoare. Și trebuie să spunem că această personalitate a lumii contemporane, care se aplacă cu multă atenție spre ceea ce înseamnă viața sfântă și viața împlinită prin har în biserică, a studiat și în zona ortodoxă, având și studii la Salonic făcute, da. Astfel încât cunoaște mai multe tipuri de spiritualitate și înțelege ca atare spațiile în care este imersat. Are o deschidere teologică foarte mare, rod al educației, informației sale, și te promovează în lume o valoare care se numește sfințenie, poate mai puțin prețuită, mai puțin discutată și vehiculată de mijloacele de comunicare, dar grație televiziunii române, astăzi în țara noastră se vorbește și despre sfințenii. Sfânta liturghie care urmează are două părți, așa cum se știe, în ritul latin, ritul catolic latin, prima parte liturgia cuvântului, apoi liturgia euharistică, și în cadrul primei părți, după introducere, va avea loc acel rit al beatificării cu procesiunea relicviilor, cu dezvelirea icoanei fericitului Vladimir și cu binecuvântarea relicviilor, a icoanei și a poporului de către cardinalul Angelo Amato. A fost organizat acest eveniment la complexul Rome Expo tocmai datorită faptului că au fost așteptați și sunt și prezenți de altfel foarte mulți credincioși, atât în interior cât și în afara complexului și practic... Da, sunt pelerini sosiți din Moldova, din dieceza de Iași, mai multe orașe ale Moldovei, sigur de la Roman, din apropierea bozienilor, acolo unde familia Ghica a avut o moșie înainte de al doilea război mondial. Actualmente stabilimentul, casele respective sunt dăruite unui spital pentru oameni handicapați. Iar jumătate din participarea, din cota la această moșie, jumătatea care aparținea fratelui Vladimir și cealaltă jumătate fratelui Dimitri, a fost practic vândută pentru a fi destinați acești bani unui așezământ de caritate. El a renunțat în timpul vieții lui, a renunțat la moștenirea care îi se cuvenea, a dat-o fratelui și a luat banii și a dorit să așeze casa, mănăstirea cistercină de la Aubrive în Franța, în apropiere de Dijon, acolo unde el vroia să pună bazele unei congregații pentru femei și pentru bărbați sub auspiciile Sfântului Ioan Evanghelistul. Începe Sfânta Liturghie. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cardinalul încearcă în limba română. Pacea să fie cu voi. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Fraților, să ne recunoaștem păcatele noastre ca să putem celebra cu vrednicie Sfintele Taine. Mărturisesc. Este actul de mărturisire a păcatelor. La începutul Sfintei Liturghii, partea pregătitoare din prima parte, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și de data asta și pentru a participa la ritualul beatificării.
credincioșii își mărturisesc păcatele în fața lui Dumnezeu și a fraților lor și cerând iertare de la Dumnezeu și harul unei active participări la această celebrare. Așa cum spuneați, Părinte Profesor, să aibă milă de noi, Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Acum urmează imnul Kyrie din misa de Angelis, așa intitulată, o misă, o slujbă foarte cunoscută în limba latină și cuvintele înseamnă Doamne miluiește-ne. Cum spuneați, este un eveniment fără precedent, cel puțin în această parte a României, vorbesc de partea de sud, pentru că au mai existat cele două beatificări din zona de Nord-Vest, da? Recente, 2010 și 2011. Ce semnificație particulară? Ce înseamnă, de fapt, aducerea în venerația publică a unei personalități care a fost venerată în particular, să spunem, până la momentul... Beatificarea confirmă cultul pe care, iată, un credincios, care a trăit în mod eroic credința, speranța, dragostea, și în cazul lui Vladimir Ghica a și murit pentru credință, la nivel local. Ei, acest cult, într-adevăr, e obligatoriu pentru, de aici înainte, pentru biserica din Arhidieceza de București și sărbătoarea lui, ca fericit, va fi în ziua morții, decesului lui, adică în 16 mai va fi celebrat în fiecare an memoria, amintirea fericitului Vladimir Ghica. Celelalte dieceze sau episcopii din țară, dacă doresc să introducă acest cult, fac o cerere specială la Congregația pentru Cauzele Sfinților și primesc relicviile lui, icoana, bineînțeles, și deschid cultul acesta în propria lor dieceză. Sigur că pentru români, în special pentru Iași, se recomandă, fiindcă rădăcinile familiei sunt și acolo și cu siguranță se va întâmpla așa ceva. Dar în alte părți, el e celebrat, să spunem așa, în mod facultativ. Obligatoriu va fi celebrat dacă va fi canonizat. Atunci intră în calendarul Bisericii Universale și la data fixată va fi celebrat de toți credincioșii catolici din lume. Eminența voastră, urmează ritualul beatificării, să-l urmărim. Arhiepiscopul de București a cerut cu umilință Sfântului Părinte Papa Francisc să-l înscrie printre fericiți pe venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghica, preot și martir. Vladimir Ghica s-a născut în ziua de Crăciun a anului 1873 la Constantinopol, în familia de principi care a dat Moldovei și Valahiei 10 domnitori. După ce a studiat literatură și drept, medicină și istorie, ajunge la Roma, unde studiază filozofie și teologie la Colegiul Dominican Sfântul Toma. În 1902 intră oficial în Biserica Catolică și va lucra toată viața în favoarea unității bisericii. În tinerețe îl însoțește în misiuni diplomatice pe fratele său Dimitrie, dar este mereu gata să pună în practică idealurile caritative fără precedent în România. Le-a adus la București pe fiicele Carității Sfântului Vincențiu de Paul și cu ele a pus bazele primului dispensar gratuit pentru săraci. A creat un serviciu de ambulanțe pentru victimele răscoalei din 1907 și a îngrijit soldații bolnavi în timpul războiului din Balcani, ca și în primul război mondial. În 1923 este hirotonit preot la Paris, unde și lucrează pentru străini și marginalizați, ca în cartierul periferic al Parisului Villejuif, iar la Obriv a întemeiat comunitatea Sfântului Ioan. Este numit protonotar apostolic de către Sfântul Părinte și ales membru al Comitetului Permanent al Congreselor Euharistice Internaționale. În această calitate a dus pe toate meridianele Pământului mărturia credinței și a iubirii sale. Începând cu 1939, îl regăsim în România, unde rămâne chiar și după 1947, când știa că se apropie vremuri de suferință pentru compatrioții săi.
pentru că a susținut comuniunea cu Roma a Bisericii Catolice din România, a fost arestat în 1952 și condamnat un an mai târziu. După un an în care le-a alinat suferința celor din închisoare, pe data de 16 mai 1954, ca și Iisus pe cruce, își încredințează sufletul în mâinile Tatălui Ceresc. Procesul informativ în vederea beatificării și canonizării a început în anul 2002. Dosarul complet a fost înaintat la Congregația pentru Cauzele Sfinților pe 2 februarie 2012. Pe baza acestuia, după ce a avut părerea unanim favorabilă a teologilor și a cardinalilor, Sfântul Părinte Papa Francisc a recunoscut martirul lui Vladimir Ghica pe 27 martie 2013, făcând posibilă beatificarea de astăzi. A fost postulatorul cauzei de beatificare, sa, Părintele Francisc Ungureanu. Cardinalul Angelo Amato, reprezentantul Sfântului Părinte Papa Francisc, va citi scrisoarea apostolică, prin care Sfântul Părinte l-a înscris în numărul fericiților pe venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghica, preot martir. Ne ridicăm. Litere apostolice, nos, scrisoare apostolică, vota fratris nostri Ioannis Robu, archiepiscopi metropolite, împlinind rugămintea fratelui nostru Ioan Robu, archiepiscop metropolit de București, precum și a multor alți frați în episcopat și a numeroși credincioși, ascultând părerea Congregației pentru Cauzele Sfinților, noi, cu autoritatea noastră apostolică, îngăduim ca venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghica, preot diecezan și martir, păstor râvnic și martor stăruitor al iubirii dumnezeiești, apărător neînfricat al credinței catolice, precum și al comuniunii cu Biserica Romană, să fie chemat de acum înainte cu numele de fericit, iar sărbătoarea lui se poate fi celebrată în fiecare an, în locurile și modalitățile stabilite de dreptul canonic, în ziua a 16-a lunii mai, zi în care El s-a născut pentru cer, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dată la Roma, la Sfântul Petru, în ziua a 15-a a lunii august, anul Domnului 2013, cel din tâi al pontificatului nostru, Francisc, Papa. Scrisoare apostolică. Împlinind rugămintea fratelui nostru Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București, precum și a multor alți frați în episcopat și a numeroși credincioși, ascultând părerea Congregației pentru Cauzele Sfinților, noi, cu autoritatea noastră apostolică, îngăduim ca venerabilul slujitor al lui Dumnezeu, Vladimir Ghica, preot diecezan și martir, păstor râvnic și martor stăruitor al iubirii dumnezeiești, apărător neînfricat al credinței catolice, precum și al comuniunii cu Biserica Romană, să fie chemat de acum înainte cu numele de fericit, iar sărbătoarea lui să poată fi celebrată în fiecare an, în locurile și modalitățile stabilite de dreptul canonic, în ziua a 16-a a lunii mai, zi în care el s-a născut pentru cer. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dată la Roma, la Sfântul Petru, în ziua 15-a a lunii august, anul Domnului 2013, cel din tâi an al pontificatului nostru, Papa Francisc.
Aceasta e icoana fericitului Vladimir Ghica, acum a fost dezvelită și vor fi purtate în procesiune și relicviile sale. După cum știți, el a fost înmormântat în cimitirul închisorii Jilava, imediat după moartea sa, dar a fost însemnat locul. Părintele ortodox care s-a ocupat de acest serviciu pe atunci, Totolici, știa precis unde a fost înmormântat. În 1968, osemintele sale au fost transferate în mormântul de familie de la cimitirul Belu Ortodox și anul acesta au fost ridicate de acolo și aduse în Catedrala Sfântul Iosif, unde va rămâne pentru totdeauna într-un altar secundar. Casetă sub formă de biserică sunt o parte din osemintele monseniorului Vladimir. Iar practic imaginea va deveni icoana oficială a fericitului Vladimir Ghica. Corul intonează imnul fericitului Vladimir Ghica. Printre domn și prinți ai țării, chipul tău e luminat de o iubire fără margini de Hristos cel înviat. Blând și smerit al neamului martir, fericite Vladimire, ai fost ales de Dumnezeu martor al credinței. I-ai slujit cu jertfe multe, unicului Tată Sfânt, lepădându-te de lume, slavă crucii aducând. Blând și smerit al neamului martir, fericite Vladimire, ai fost ales de Dumnezeu martor al credinței. Eminența voastră, în numele meu personal, în numele tuturor episcopilor, preoților, a persoanelor consacrate și a tuturor credincioșilor catolici din România, vă rog să transmiteți Sfântului Părinte Papa Francisc mulțumirea noastră călduroasă pentru darul făcut, ridicând la cinstea altarelor pe fericitul Vladimir Ghica, preot și martir. Sigur, această mulțumire pe care o adresează înalta Sfințitul Ioan Robu e sfârșitul unui drum pe care l-a început în 2002, pentru că el a formulat prima scrisoare adresată Sfântului Părinte de atunci, papei Ioan Paul al II-lea, pentru ca să analizeze dosarul martirului lui Vladimir Ghica. După ce a fost recunoscut martirul său la nivel diecezan, cauza aceasta a plecat la Roma și papa, sigur, și-a dat acordul, el îndată a devenit venerabil. De atunci și până astăzi a fost cinstit ca venerabil în biserica noastră locală de București și începând de astăzi va fi cinstit ca fericit. Iar decretul prin care cardinalul Amato a fost împuternicit să finalizeze procesul, a fost dat în 27 martie de către 2013, Papa Francisc, iată, în primul an de pontificat, la foarte scurtă vreme după alegere. După alegerea lui, da. Și intronizarea sa din 19 martie 2013, practic în
într-o săptămână, 10 zile. Exact. La întoarcerea din Brazilia, Papa Francisc deja anticipa că undeva la sfârșitul septembrie va avea în vedere canonizarea și stabilirea datei canonizării fericiților Ioan al 23-lea și a fericitului Ioan Paul al II-lea. Ei, cu ocazia asta transmitem o știre în premieră, că știrea e următoarea, și anume ei vor fi canonizați la anul. Papa Francisc s-a gândit în special la polonezi, fiind decembrie, iarnă în Polonia și în bună parte din Europa, ca să favorizeze participarea cât mai numeroasă a polonezilor, a amânat această canonizare pentru la primăvară sau la vară 2014. Probabil va fi tot în mai, cum a fost și beatificarea. Probabil ar trebui să facem și o minimă conexiune între faptul că tot la anul în Polonia va fi întâlnirea mondială a tineretului. E posibil și asta. Întâlnirea mondială, nu, va fi mai târziu, nu la peste anul. Doi ani, peste 2 ani, scuzați. Din 3 între ani, în 2016. Da. Gloria, cel care mărire în cer lui Dumnezeu și pace pe pământul oamenilor de bunăvoință. Cel care precede liturgia cuvântului. Vor fi citite mai multe lecturi din cartea profetului Isaia, apoi din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. De asemenea, totuși să facem câteva precizări mai punctuale, aș zice. Statutul de fericit, de venerabil de fericit și ulterior de sfânt, așa, nu se acordă pe bază de legende, nu se acordă pe bază de date neprecise. Există o cercetare foarte, foarte atentă a acestora. Într-adevăr. Ancheta este riguroasă. Teologii care sunt în Vatican, în cadrul acestei congregații pentru cauzele sfinților și lucrează la analiza dosarelor, sunt foarte exigenți. Uneori durează procesele acestea zeci și sute de ani, cum a fost cazul fericitului Ieremia Valacul. I s-a introdus cauza de beatificare în 1625, rețineți, 1625, și a fost beatificat în 1983. Deci câți ani a așteptat până când s-a finalizat această cauză? Și acum să spunești și că cea mai scurtă beatificare a fost a Sfântului Anton de Padova. Da. Acum numai 9 luni. A fost canonizat, de fapt. Canonizat, da. Da. Așa era practica atunci. Practica beatificării a început din anul 1588, când a fost înființată Congregația Riturilor, așa se numea, care se ocupa de analiza acestor dosare. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună. Citire din cartea profetului Isaia. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să le vestesc celor închiși eliberarea și celor prinși în război libertatea. Să dau de știre un an de milostivire al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Să-i mângâi pe toți cei întristați, să aduc alinare celor care plâng în Sion, să le pun pe cap o coroană împărătească în locul cenușii de pocăință, să le schimb veșmântul de doliu cu undelemnul bucuriei, să le pun haine de sărbătoare în locul disperării. Cuvântul Domnului. Comunitatea răspunde la cuvântul lui Dumnezeu cu cântarea psalmului. Întregul univers pe Dumnezeu îl preamărește.
vorbește despre slava lui Dumnezeu și firmamentul vestește lucrarea mâinilor sale. De știre zilei următoare, dar noaptea o destăinuie nopții următoare. Străbate tot pământul și un glas care ajunge la marginile Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, dacă Dumnezeu este de partea noastră, cine se va ridica împotriva noastră? El nu l-a cruțat pe propriul său fiu, ci l-a dat la moarte pentru noi toți. Cum ar putea atunci să nu ne dăruiască toate împreună cu El? Cine va aduce învinuire împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Cel care îndreptățește. Cine va rosti sentința de condamnare? Hristos Iisus a murit. Ba mai mult, El a înviat, șade de-a dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine, așadar, ne va despărți de dragostea lui Hristos? Oare necazul, strâmtorarea, prigoana, foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, ori sabia? L'Écriture dit en effet. Așa cum spune Scriptura. C'est pour toi qu'on nous massacre. Pentru tine suntem omorâți în fiecare zi. On nous prend pour des moutons d'abattoir. Suntem tratați ca niște oi duse la înjunghiat. Oui, en tout cela, nous sommes les grands. Căci în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit pe noi. J'en ai la certitude. Căci sunt convins că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici prezentul, nici viitorul, nici înălțimea, nici în adâncul, nici vreo altă făptură
nu va putea să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Aleluia, e salutat Hristos, cel care vorbește comunității acum prin cuvântul Evangheliei. Evanghelia, prin excelență, îl reprezintă pe Hristos și lectura Evangheliei, proclamarea Evangheliei, actualizează prezența Lui în mijlocul comunității. Va primi cu luna vieții. Evanghelia va fi proclamată de Părintele Ioan Ciobanu, parohul Catedralei Sfântului Iosif. Și va fi din Evanghelia Ioan, apostolul cel iubit și... Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În timpul acela, Iisus a spus ucenicilor săi, adevăr, adevăr vă spun, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde, iar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze pe mine și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl meu îl va cinsti. Cuvântul Domnului! Urmează predica pregătită de cardinalul Angelo Amato. Acum va fi citită predica în limba română, pregătită de eminența sa, cardinalul Angelo Amato. În pericopa evanghelică de astăzi, Iisus zice, adevăr, adevăr vă spun, dacă bobul de grâu căzut în pământ nu moare, rămâne singur, iar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața, o va pierde, iar cine își urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze pe mine și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva,
tatăl meu îl va cinsti. Aceste cuvinte exprimă cel mai bine figura eroică a fericitului Vladimir Ghica, preot și martir. El este bobul de grâu care se pierde în pământ și odrăslește roade de bunătate și de sfințenie. Martirul creștin cunoaște și un alt cuvânt al Domnului său care spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă moare, va trăi. Prin aceste cuvinte adresate Martei, sora lui Lazar, Domnul Iisus înfățișează portretul adevăratului martir creștin, care iubește viața fiindcă îl iubește pe Iisus, care este calea, adevărul și viața. El respectă și cinstește viața altora. Nu o umilește, nici nu o maltratează. Martirul este martor al vieții și nu al morții. Călăul său însă e sclavul morții. În martir strălucește chipul adevăratei ființe umane. În călăul său chipul desfigurat al omului păcătos. De 2000 de ani, biserica suferă prigonire și de 2000 de ani există în biserică martori eroici ai credinței. De la Sfinții Apostoli Petru și Paul până la martirii zilelor noastre, lungă este lista celor prigoniți pentru dreptate. Anul acesta, la 25 mai, a fost beatificat la Palermo, în Italia, Don Pino Poliesi, preot și martir, ucis de mafie numai pentru că îi educa pe tineri la viața bună a Evangheliei. Pe 15 iunie, tot anul acesta, a fost beatificat tot în Italia, la Carpi, fericitul Odoardo Focherini, tată de familie, închis și omorât într-un lagăr nazist, numai pentru că era ziarist catolic. Secolul trecut a fost denumit secolul martirilor. În lumea întreagă, forțele răului s-au dezlănțuit împotriva creștinilor. Cu tragedia din Mexic, persecuția din Spania, exterminarea nazistă, holocaustul comunist. Și România și-a trăit calvarul prin ceea ce istoricii numesc una dintre cele mai teribile prigoane ale secolului. Catolicii au fost umiliți, bunurile le-au fost confiscate, au fost închiși și uciși episcopi și preoți, au fost torturați seminariști, creștini laici, au fost siliți să se lepede de credința catolică. Călugării au fost dispersați, institutele de învățământ confiscate, au fost închise biserici, a fost suprimată libertatea religioasă. În fața unei asemenea cruzimi, în 1952, Papa Pius al XII-lea a adresat episcopilor, clerului și poporului din România un mesaj puternic și emoționant. Dorim să sărutăm lanțurile acelora care, pe nedrept întemnițați, plâng și suferă din pricina atacurilor împotriva religiei, din pricina distrugerii instituțiilor sacre, pentru că e pusă în primejdie mântuirea veșnică a poporului lor. Spre a respecta adevărul istoric, trebuie să adăugăm că au existat și episcopi și preoți ai Bisericii Ortodoxe Române care s-au opus cu mult curaj abuzului de putere al comuniștilor. Sfârșindu-se, cei mai mulți dintre ei
în temniță sau otrăviți. Iar cunoscutul savant român, specialist în istoria religiilor, Mircea Eliade, a exprimat pe atunci simpatia întregului popor pentru frații catolici. Evident, episcopilor români li s-a interzis să participe la cel de-al doilea conciliu din Vatican. La Roma, în timpul conciliului, s-a auzit doar glasul episcopului Vasile Cristea, vizitator apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa. La 16 octombrie 1964, Monsignorul Cristea a vorbit despre biserica răstignită și anume despre prigoana anticatolică din Ucraina și mai ales din România. În acest context de barbarie, de suferință nesfârșită și de supremă impietate, se înalță figura Monsignorului Vladimir Ghica, nepot al ultimului domnitor al Moldovei. Se convertise cu ani în urmă, considerând că a fi catolic înseamnă a deveni și mai ortodox, păstrând toată viața un devotament nezdruncinat față de cauza catolică. În scrisoarea sa apostolică, Papa Francisc îl numește pe fericitul Vladimir Ghica preot diecezan și martir, păstor râvnic și mare stăruitor al iubirii dumnezeiești, apărător neînfricat al credinței catolice, precum și al comuniunii cu Biserica Romană. De familie nobilă, Vladimir și-a folosit numeroasele înzestrări cu care fusese dăruit de natură și de har în folosul celor nevoiași. Convertit în 1902 și hirotonit preot la Paris la 7 octombrie 1923, la vârsta de 50 de ani, a început un intens apostolat de binefacere în slujba celor mici și a celor săraci. În 1939 a decis să rămână în România pentru a face față nevoilor refugiaților polonezi după invadarea Poloniei de către naziști. Credincios față de ceea ce numea el teologia nevoii, teologii du besoin, s-a ocupat de bolnavi, de răniți și de prizonierii de război. Și-a întărit această decizie și în 1948, când după abdicarea și plecarea regelui Mihai, regimul comunist a început o violentă și sistematică reprimare a catolicilor. În 18 noiembrie 1952 a fost arestat, apoi încarcerat la Jilava, una dintre cele mai cumplite temnițe de exterminare. Demnitatea sa, iertarea prigonitorilor, susținerea spirituală a celor întemnițați împreună cu el, viața de rugăciune intensă, au făcut din el un înalt exemplu de mărturie evanghelică. S-a stins din viață la 16 mai 1954, din pricina torturilor groaznice aplicate lui de către securitate. Om de profundă spiritualitate și deschis ecumenismului, nutrea o mare dorință de a vedea înfăptuirea unității dintre Biserica Ortodoxă și cea catolică. Uroarea închisorilor regimului comunist român constituie mediul fizic și psihologic în care fericitul nostru și-a găsit moartea. A fost supus unui tratament inuman. Temnicerii săi au încercat să-l silească să semneze procese verbale false. L-au bătut și l-au chinuit, inclusiv cu șocuri electrice, până ce l-au făcut să-și piardă parțial vederea și auzul. Aceste maltratări repetate, exercitate asupra unui om în vârstă, i-au dus foarte,
l-au dus foarte repede la o epuizare totală. De aceea moartea sa se înfățișează ca un martiriu ex erumnis carceris, adică pricinuit de suferințele extreme din închisoare. Trei sunt aspectele iubirii pastorale a fericitului nostru. Primul se referă la inima sa ecumenică. Visa la unitatea bisericii. Pentru el, răsăritul și apusul erau cei doi plămâni ai unicei biserici a lui Hristos. De aceea a avut privilegiul, excepțional pe atunci, al biritualismului. Propunea sfințenia ca mijloc indispensabil pentru promovarea unității creștinilor. Într-o conferință din anul 1904 spunea: acum este ceasul sfințeniei atrăgătoare, al sfințeniei vizibile, al luminii puse în sfeșnic. Sfințenia unei iubiri nepătate pentru toți frații noștri și printre ei, mai ales pentru frații noștri despărțiți, fără dușmănii de neam, fără resentimente istorice, fără neînțelegeri prea mult timp întreținute. Promovau ecumenismul faptelor, văzând în exercitarea carității locul unei nobile emulații între toți creștinii. Ecumenismul trebuia să se întemeieze pe apostolatul iubirii, respectând libertatea și buna credință a celuilalt și evitând polemicele inutile și dăunătoare. Pe lângă aceasta, el vedea în martiriul milioanelor de creștini ortodoxi persecutați, mai ales în Rusia și în Europa de Est, de către regimurile comuniste, garanția unei adevărate învieri, care, în logica misterului pascal, avea să ducă la regăsirea unității. Al doilea aspect se referă la implicarea sa concretă în slujirea refugiaților, a răniților de război, a bolnavilor. Îi vizita adesea pe deținuții din închisoarea Văcărești, la periferia Bucureștiului, pentru a-i îmbărbăta în timpul bombardamentelor, pentru a le vorbi despre Dumnezeu și a celebra Sfânta Liturghie. S-a exercitat influența pe lângă autorități spre a-i feri pe mulți evrei de deportare către lagărele morții. În timpul foametei încruzitoare din 1946, a reușit să obțină prin nunțiul O'Hara ajutoarele americane, îndreptându-le și spre mănăstirile ortodoxe din Moldova. Al treilea aspect se referă la pătimirea și moartea sa sub nemilosul regim stalinist. Interogatorii lungi și istovitoare, de zi și de noapte, bătăi crunte, încât se temea că-și pierde auzul și văzul, spânzurări simulate. El a răbdat cu credință și curaj acest martiriu cu ajutorul rugăciunii. În fiecare zi recita Sfântul Rozariu cu un grup de deținuți și la fiecare decadă ținea o scurtă meditație. Adesea făcea calea crucii, arătându-și toată duioșia și participarea față de omul durerilor. Duminica spunea rugăciuni speciale. Într-o zi și-a început meditația citând cuvintele lui Iacob: locul acesta este sfânt și eu nu știam. Când se ruga, părintele Ghica dădea impresia că este cu adevărat fericit. Slăbit, bolnav, istovit, tăria sara era aceea slujitorului Domnului din cartea profetului Isaia în fața morții. Acuzat în mod vădit fals că amenință ordinea socială, în realitate a fost întemnițat pentru că era un preot zelos și sfânt care îi atrăgea pe mulți la Dumnezeu. Amintim ultimele sale cuvinte: mor cu conștiința împăcată că am făcut tot ce am putut
pentru adevărata Biserica lui Hristos, într-o perioadă tristă pentru țara mea și pentru lumea civilizată. Biserica, mama noastră, nu-i uită pe fiii săi mărinimoși. Ea îi cinstește și ni propune spre contemplare și imitare. În această clipă istorică, Biserica Catolică din România trăiește un eveniment glorios pentru că vede împlinindu-se în fericitul Vladimir Ghica cuvintele profetului Isaia care spunea: Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns și m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună, să-i vindec pe cei cu inima zdrobită, să le vestesc celor închiși eliberarea și celor prinși în război libertatea, să dau de știre un an de milostivire al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să-i mângâi pe toți cei întristați. Beatificarea de astăzi trebuie trăită ca un semn profetic de reconciliere și de pace, ca amintire a unui trecut trist, care nu trebuie nici de cum să se repete, și ca angajarea în construirea unui viitor de speranță, de comuniune frățească, de libertate și de bucurie. De astăzi, Biserica îngăduie cultul public liturgic față de fericitul Vladimir Ghica, să cerem mijlocirea lui pentru nobila națiune română, pentru ca nobila națiune română să poată trăi mai departe în pace, în frățietate și în prosperitate. Predica a fost citită de părintele profesor Ioan Tamaș, primul care a primit misiunea din partea înaltă a Sfințitului Ioan Robu să culeagă mărturiile celor ce l-au cunoscut pe Monseniorul Vladimir Ghica. Laudat să fie Iisus Hristos! Vecii vecilor! Amin! Acum să ne mărturisim credința. Ascultăm cred într-unul Dumnezeu care l-a însuflețit și pe Monseniorul Ghica și pe atâția alții în timpul prigoanei împotriva bisericii. Fraților rugăciunea credincioșilor. Domnul nostru Iisus Hristos a voit ca împărăția Lui să se răspândească nu numai prin propovăduire, ci și prin sângele martirilor. Să-L rugăm prin mijlocirea fericitului Vladimir Ghica, preot martir, care oferindu-i lui Dumnezeu jertfa de pe altar, a unit cu ea și jertfa vieții sale.
este episcopul greco-catolic Vasile de Maramureș. Doamne Iisuse, modelul și tăria martirilor, sfințește, întărește și ocrotește necontenit biserica ta, ca ea să-i călăuzească pe toți oamenii spre împărăția ta veșnică. Domnului să ne rugăm! Revarsă harul tău asupra Sfântului nostru Părinte, Papa Francisc, asupra tuturor episcopilor și preoților, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul care le-a fost încredințat de tine. Domnului să ne rugăm! Binevoiește a priveghea cu grijă destinul poporului nostru, al călăuzii la fericire și pace și a le dărui conducătorilor noștri înțelepciunea și bunătatea ta. Domnului să ne rugăm! Seigneur, Doamne, dăruiește-ne nouă tuturor care participăm la această sfântă liturghie harul de a fi, prin cuvânt și faptă, adevărați vestitori ai prezenței tale în această lume. Luminează-i pe toți creștinii ca să te recunoască și să te primească plin de iubire, asemenea fericitului Vladimir Ghica, în persoana fraților lor săraci, suferinți și părăsiți. Dă-ne harul ca, prin faptele noastre de fiecare zi, viața noastră să devină o jertfă plăcută în fața ta, după exemplul fericitului Vladimir Ghica, preot și martir. Atina, ya Rab, an-ni'mata kay tusbiha hayatana عبر أعمالنا اليومية تقدمة مرضية لك اقتداء بالطوباوي فلاديمير جيكا الأب الشهيد. Bring back to your grace those who are separated from you, la viața harului pe cei morți sufletește și călăuzește la fericirea veșnică pe toți răposații noștri. Dumnezeule, tăria celor care cred în tine, ajută-ne să îndurăm cu răbdare toate suferințele și încercările din dragoste față de tine, pentru ca la sfârșitul vieții să primim cununa biruinței alături de Sfinții Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Urmează oferirea darurilor și pregătirea altarului pentru celebrarea Euharistiei. Să aducem procesiune potirul, pixida cu ostiile care vor fi binecuvântate, apa și vinul și, de asemenea, o icoană cu mai mulți martiri încă nedeclarați fericiți ai Bisericii Catolice din România.
sunt în curs de desfășurare alte procese de beatificare la Congregația pentru Cauzele Sfinților. Sunt episcopii greco-catolici, 7 la număr, care urmează să fie și ei ridicați la cinstea altarelor în anii următori. Pe care le poate trezi o asemenea celebrare prin solemnitatea ei, conținutul este extraordinar și mesajul este formidabil pentru toți cei care suferă și sunt prigoniți din cauza credinței lor. Persecuțiile, așa cum spunea și cardinalul Angelo Amato, la adresa bisericii catolice și în general a creștinilor, sunt prezente și astăzi în diferite părți ale lumii. Ne gândim la evenimentele care se întâmplă astăzi în nordul Africii sau în Orientul apropiat. Și trebuie să spunem că cei care au analizat viața Monseniorului Ghica au ajuns la concluzia că Duhul Sfânt s-a servit de Monseniorul Ghica pentru a împlini ceva voit de Dumnezeu și esențial în viața bisericii din cel de-al 20-lea secol. În primul rând, datorită infinitei varietăți a necesităților pe care secolul respectiv le-a reprezentat și apoi pentru că invazia unui cancer administrativ care a întemnițat tot mai mult viața în reglementări și sistematizări de tot felul, și aici chiar comunismul a fost un astfel de cancer, a impus tot mai mult ca în biserică spiritul să biruie întotdeauna litera. Pentru toți cei care au trăit în perioada comunistă și într-o formă sau alta au simțit umbra persecuției, ca să nu spunem forța ei, așa cum au simțit-o cei din pușcării, această celebrare e un semn profetic de încurajare și de deschidere așa spre mângâierea lui Dumnezeu, care, iată, în istorie se petrece. După cum Dumnezeu a lăsat ca suferința să aibă loc și prigoana să se întâmple, tot El e Cel care astăzi dă un semn de mângâiere și de speranță tuturor celor care au fost găsiți vrednici. Pentru că, în definitiv, un fericit sau un sfânt este rodul lucrării lui Dumnezeu. Și minunele care se întâmplă prin mijlocirea lor, de fapt, sunt tot lucrarea lui Dumnezeu. El permite ca în viața unui om să strălucească prezența sa și de aceea el este cumva propus ca model și ca exemplu sau pildă de urmat. Sfântul Toma de Aquino vorbește despre originea minunilor pe care sfinții le mijlocesc la Dumnezeu și spun că îi aparțin lui în totalitate. Prin oamenii aleși de dânsul face să strălucească puterea sa. Deci noi nu cinstim pe oameni, nu-i transformăm într-un fel de semizei sau de dumnezei, ci sunt instrumente ale lucrării lui Dumnezeu în lume. După cum se știe în istoria bisericii creștine, în ansamblu, primele ceremonii de amintire a sfinților au fost în jurul martirilor și mormintelor martirilor. Așa au apărut primele cataloage cu sfinți, primele calendare, primele martirologii. Apoi sfinții dintr-o comunitate într-alta au fost, să zicem așa, împrumutați, cultul lor s-a răspândit din vest în est, din orient în occident și s-a ajuns astăzi la un cult general, frates, universal al sfinților. Meum ac vestrum sacrificium acceptabile. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul. Mâinile tale spre lauda și mânirea Dumnezeu spre folosul nostru și ale întregii Sfintei Sfinte Biserici.
Oblata munera quesumus Domine. Te rugăm, Doamne, să sfințești aceste daruri cu binecuvântarea Ta. Ia să aprindă în noi, prin darul Tău, flacăra vie a iubirii, prin care fericitul Vladimir Ghica a dobândit biruință asupra tuturor chinurilor, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi și cu Duhul Tău. Sus inimile, le avem la Domnul. Să mulțumim Domnului Dumnezeului nostru, vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne Părinte Sfânt, a tot puternic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin minuna ta mărturie a Sfinților Tăi, Tu reînnoiești necontenit puterea Bisericii, iar nouă ne dăruiești dovezi de netăgăduit ale iubirii Tale. Exemplul lor strălucit ne însuflețește, iar mijlocirea lor frățească ne dobândește ajutorul Tău, ca să se împlinească în noi misterul mântuirii. Pentru aceasta și noi, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, îți aducem cântarea noastră de laudă, zicând cu bucurie: Sfânt, 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 Domnul Dumnezeul Sabaot. Pline sunt cerurile și pământul. Să mai iterăm de mărirea ta. Odată descendența nobilă a acestui prinț și martir, pentru că sintagma prinț și martir s-a împământenit în conștiința publică, pentru că de la Matei Ghica din anii 1500-1565, a doua jumătate a secolului al XVI-lea, practic principatele române au avut 10 domnitor din familia Ghica, o familie importantă care a... Da, bunicul său a fost ultimul domnitor al Moldovei și a terminat domnia în 1856. Și mama lui a fost nepoata ultimului domnitor al țării românești, Grigore Ghica al IX-lea. Unul dintre înaintașii săi a mai avut, să zic, așa, o legătură cu Biserica Catolică pe la 1642, pentru că în timpul unui război cu turcii, împotriva turcilor, a trecut de partea austriecilor și a devenit și el catolic. Ascultăm acum și urmărim rugăciunea eucharistică. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând:
Luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Memores igitur mortis et resurrectionis eius. Tibi Domine, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii. Grazie a gente, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea ta și să slujim ție. Te rugăm cu milință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ, că s-au desăvârșești în dragoste. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica ta răspândită pe întregul pământ. Un episcopul nostru, Johann Robu, ca să o desăvârșești în dragoste. Episcopul Angelo Cardinale Amato și cu dai tot clerul. Memento esiam Domine fratum. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii. Omnium cui in tua miserabilis. Și de toți cei care au reposat în milostivirea ta. Și primește-i să se bucure de lumina feței ta. Ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu Fecioara Maria, cu fericiții apostoli, cu fericitul Vladimir Ghica și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul tău. Per ipsum et cum ipso et in ipso. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos. Ție, Dumnezeule, Tată totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecii. Per omnia secula seculorum. Urmează acum ritul împărtășaniei, îndemnați care e precedat de rugăciunea Tatăl și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, libera-nos, Domine, ab omnibus malis. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate rele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice turburare, așteptând nădejdea fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostoli. Doamne Iisuse Hristoase, care zis apostolilor tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care vețuiești și domnești în vecii vecilor. Pax Domini sit semper vobiscum. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul tău.
Dăuiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe cel care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. După ce se împărtășește celebrantul principal, ceilalți episcopi, preoți, urmează și împărtășania tuturor credincioșilor care sunt în starea Harului Sfințitor, adică toți cei care s-au spovedit în zilele premergătoare și s-au pregătit sufletește pentru această întâlnire cu Hristos. Iată o altă dimensiune a evenimentului la care suntem martori astăzi, pe lângă cea istorică și eclezială, dimensiunea glorioasă pe care a subliniat-o cardinalul Angelo Amato în cadrul predicii sale, adică suferințele unui membru, fiu al bisericii, au fost încununate cu slavă. Ridicat la cinstea Sfintelor Altare, biserica confirmă faptul că este înaintea lui Dumnezeu și se bucură de vederea Lui. Sigur, e un semn profetic, un semn de speranță pentru noi toți și pentru toți cei care, într-o formă sau alta, au fost victime ale persecuției pentru credința lor. Am putea spune că totuși se acordă o atenție justificată martirilor unei epoci care trebuie analizată de generațiile viitoare cu consecințele pe care le-a avut în istorie. Mă refer la cei 60 sau 70 de ani, 50 în țara noastră, de ani de totalitarism ateu. Ultima instanță, ateismul era o componentă clară a comunismului și a unui regim fără de Dumnezeu, care s-a arătat până la nivelul de conștiințe, chiar pornind de la nivele administrative. Inițiativa aceasta a beatificării are ceva în comun și cu vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România în 1999, în mai. El a sugerat atunci ca toți martirii care au suferit, care au murit pentru credință în timpul persecuției, să fie beatificați, dacă e posibil, într-o sărbătoare comună. Acesta a fost, să spunem, primul semnal. De asemenea, tot Papa Ioan Paul al II-lea, fericitul Papa Ioan Paul al II-lea, dorea, dacă ar fi posibil, și o celebrare ecumenică și a martirilor Bisericii Ortodoxe împreună. Oricum, rezultatul acestor mesaje pe care el le-a transmis atunci e o carte
care a fost publicată ceva ani în urmă, în care Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică a pus împreună cei mai reprezentativi fii ai ei care au murit pentru credință. Și a fost tocmai rezultatul unor cercetători deopotrivă catolici și ortodoxi și cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Teotis și a Arhiepiscopului Ioan Robu, au fost aduși atunci în fața opiniei publice, printr-o carte, prezența, iată, acestor martiri comuni. Însă, așa după cum sunt procedurile la Congregația pentru Cauzele Sfinților, responsabilitățile sunt individuale, chiar dacă, să spunem, destinul lor, martirilor, este comun. Și aici, în funcție de cum s-au mișcat grupurile de preoți, de analiști, de teologi în pregătirea dosarului, iată, am ajuns să finalizăm. Se așteaptă pentru anul viitor o altă beatificare la Iași, e vorba de monseniorul Anton Durcovici, care și el a murit în închisoarea de la Sighet în 1951, în decembrie, în aceeași perioadă, victimă și el aceleași persecuții împotriva credinței catolice. Este un act ziditor pentru conștiințele creștine ale secolului 21. Mă refer la un proces de beatificare, mă refer la faptul că viețile pot fi înțelese ca niște parabole în ultimă instanță. Sigur, sigur. Dar cred că e ceva mai mult, că orice om care suferă pentru astfel de cauză, sigur, simte singurătatea și izolarea, cum au fost majoritatea celor care au murit în închisorile comuniste. Cu această celebrare, iată, se spune altceva. Nimeni nu e singur în suferința sa pentru Hristos și pentru biserică. Mai devreme sau mai târziu, ceilalți vor manifesta solidaritatea cu tine. Sigur, e Hristos cel care, în primul spiritual, mistic, îl însoțește, dar și ceilalți oameni, iată, îl însoțesc și confirmă cumva validitatea, valoarea drumului pe care el l-a parcurs. Asta poate e un lucru foarte frumos și încurajator pentru vremurile noastre. Ce nu s-a spus nici în predică este că Monseniorul Vladimir Ghica și-a ales singur destinul de a rămâne în România, în timp ce familia sa și el însuși a avut libertatea de a pleca în momentul în care familia regală a părăsit România, mă refer la majestatea sa, regele Mihai și cei pe care îl însoțeau, el a ales să rămână alături de cei pe care îi păstora. Deci nu a fost un destin impus, ci un destin autoasumat. Ales, da. Într-adevăr, am citit în viața lui acest moment când cumnata sa, soția lui Dumitru, fratele lui, era doamnă de onoare a reginei Elena, a venit acasă în bulevardul Dacia, unde avea apartamentul și locuia la numărul 2 pe atunci, astăzi 30 și ceva, a venit și a spus, trebuie să ne decidem, regele întocmește lista celor care îl vor însoți în exilul său, să ne decidem dacă plecăm sau nu împreună cu majestatea sa. Vladimir s-a ridicat în picioare și a spus, răspicat, eu rămân. Și a rămas. Într-adevăr, a spus în acest moment de grea încercare pentru poporul meu, locul meu este aici. Și, sigur, a fost până la capăt martor al convingerilor sale pentru biserică și pentru neam. În definitiv, astăzi, dacă vrem așa, se scot cumva din zestrea noastră, poate uneori mai puțin controlată și verificată, două valori mari, și anume, iată, unitatea bisericii și patriotismul. Adică un adevărat român și un adevărat om al lui Dumnezeu și al bisericii. Se propune ca model pentru noi din acest punct de vedere și într-o lume cum adeseori ne plângem, nu știu, justificat sau nejustificat, ne plângem că nu avem repere, iată că reperele apar. Sfinții sunt ca un fel de stele așa care strălucesc în noaptea existenței noastre și ne luminează drumul. Care credeți că a fost motivația principală pentru care Vladimir Ghica, fiind un polimat, am spune, enciclopedist, s-a implicat atât de mult, mai ales în Franța, în a aduce împreună spre o viață de tip consacrat, spre o viață dedicată, spre o viață de meditație și reflexie, atât de multe grupuri eterogene, am spune, de creștini, care erau pe o paletă vastă de
educație, cultură, formare profesională, implicare socială și așa mai departe. Eu cred că e și rodul ambientului în care el a fost educat, crescut, rodul întâlnirilor sale extraordinare. A avut o șansă să o numim chemare, să o numim hara lui Dumnezeu și el a răspuns. În Franța, în timpul școlii, cum am evocat puțin la început, a fost asistat de o guvernantă calvină, dar a frecventat și biserici catolice. La Roma, de asemenea, cercurile unor călugări dominicani, apoi a urmat acolo Universitatea, Facultatea de Teologie și de Filozofie Tomistă. Sigur, întâlnirile de acolo l-au cred că marcat, determinat. Spunea la un moment dat că Roma, pentru cel care știe să vadă, spune foarte multe. Sigur, prin trecutul său, prin operele sale, prin lucrările sale și iată că lui i-au spus. I-au spus și l-a invitat la această comuniune în credință, cum a spus și cardinalul Amato, pentru a fi un ortodox mai bun. Deci a coborât undeva la rădăcinile confesiunilor noastre pentru ca să dea o mărturie puternică despre Hristos. O dimensiune oarecum paradoxală este aceea că Monseniorul Vladimir Ghica, chiar dacă nu era un foarte bun stăpânitor al sistemelor organizatorice și administrative, s-a asociat unor acțiuni de ordin administrativ cu foarte multă eficiență. Mă refer la servicii de ambulanță, mă refer la organizarea demersurilor surorii Pucii, în ceea ce privește asistentele și surorile Carității. Primul dispensar ambulant, practic, în România, el l-a înființat împreună cu această soră din congregația vizitantinelor, adică făceau parte din congregația surorilor Sfântului Vincențiu de Paul, care aveau drept carismă, drept har special, slujirea celor mai nevoiași. Și Institutul Parhon, care Spitalul Parhon, exact, cel aflat aici în este rezultatul acestei prezențe, da, și lucrări. Apoi a reușit în timpul primului război mondial să meargă pe front și să asiste soldații răniți. De asemenea, în timpul răscoalei de la 1907, iarăși a avut astfel de intervenții. La un cutremur în Italia, în Italia, a vizitat o leprozerie la Zimnicea. Sigur, a avut această, să spunem, înclinație de a-l mărturisi pe Hristos în zona cea mai defavorizată a existenței umane, la bolnavi, suferinți, izolați, marginalizați. Sigur, e un har, e o carismă specială. El a avut-o, a primit-o și a răspuns extraordinar. Poate că a mai avut o șansă și aceea că, provenind din familie princiară, din nobilime, am spune, a fost respectat în acea perioadă destul de confuză de trecere de la un tip de putere spre altă putere, chiar dacă a fost brutală și asta, pentru că mai exista un parhon, mai exista un sadoveanu, mai exista parhon, până în ultimă instanță a fost cel care i-a oferit găzduire în spitalul în care îi poartă acum numele. Un șef al poliției care iarăși venea dintr-o zonă de elită intelectuală care cu siguranță imediat a dispărut în câțiva ani, instaurându-se o altfel de elită, între ghilimele, care a dus de altfel și la apariția atâtor martiri. Da, sigur. Și pe latura celălaltă, să spunem, teoretică, a fost foarte activ. A participat încă de la primele întâlniri pe care Jacques Maritain și Raisa Maritain la Paris le organizau sub auspiciile Sfântului Toma de Aquino și sub auspiciile acelei reînnoiri a gândirii umaniste luminate de învățătura Sfântului Toma de Aquino. Acolo a întâlnit foarte multă lume de calitate intelectuală, a nodat atunci relații și prietenii care au durat toată viața. Unii dintre aceia s-au convertit, pentru că acolo erau prezenți și protestanți și atei și tot felul de oameni în căutare.
și monseniorul Ghica reușea să aducă acolo o prezență spirituală. La un moment dat chiar își notează în carnetul lui de însemnări Jacques Maritain, filozoful acesta francez, notează prezența lui Vladimir la întâlnirile noastre înseamnă întotdeauna o prezență de rugăciune. Îi pune pe toți la rugăciune, indiferent dacă au sau n-au credință în Dumnezeu. Cu acest primat al spiritualului și al comuniunii cu Dumnezeu, cred că el s-a impus peste tot, în toate ambientele, în toate mediile. Pentru că ați amintit de prietenii, trebuie să evocăm că între prietenie și ideologie, monseniorul Ghica nu făcea distinție, pentru el pe primul loc era prietenia, iar exemplul cu Panaiti Strateș, cu vizita dinainte de a muri, în pofida faptului că scriitorul deja cochetase foarte mult cu valențele, între ghilmele, ale stângii din vremea respectivă. Da, mi-amintesc că la fel am citit în viața monseniorului Ghica că a reușit să-l aducă pe Panaiti Strateș în Catedrala Sfântul Iosif într-o zi de marți, când de obicei acolo se celebrează o devoțiune la Sfântul Anton de Padova. Era multă lume, spune monseniorul Vladimir, ne-am așezat amândoi pe în genunchi, în fața altarului și i-am spus să ne rugăm așa cum știm noi și pentru ce vrem noi. Monseniorul venea din Belgia cu un mesaj dramatic despre o cunoștință a scriitorului Panaiti Strate, o scriitoare din Belgia, care era bolnavă de o boală incurabilă și mai avea puțin de trăit. Și după ce s-au rugat câteva momente, monseniorul Vladimir îl întreabă, pentru ce te-ai rugat? I-am cerut lui Dumnezeu să-i acorde jumătate din viața pe care o mai am eu de trăit prietenii mele din Belgia. El a zis, am înțeles că deja a făcut pasul spre Dumnezeu. El, știți că Panaiti Strateș avea deci o viață destul de zbuciumată, așa, și era în căutare, dar iată, în preajma morții, formulând această rugăciune, pentru Vladimir Ghica era semnul că se apropia de Dumnezeu. Și în preajma morții s-a simțit și deodată, pur și simplu, stând singur. Adică, pe de o parte, și părăsit de partizanii de cauză, pe de altă parte, nu, spovedania unui învins care arată fundătura în care a intrat ideologic în viață și boala care l-a marcat destul de mult. Însă Vladimir Ghica a încercat să fie alături în pofida diferențelor clare de vederi politice. Prietenie și devoțiune, aș spune, față de acest sentiment. Primatul, cred că l-avea întotdeauna aproapele. Știți, el chiar are o așa numită rugăciune, teologie, dacă vreți, intitulată Liturghia aproapelui. El spunea, omul de lângă mine este cel prin care Dumnezeu îmi vorbește, acum și aici. De aceea, la un moment dat, spunea, eu sunt un om de nimic, în sensul că sunt disponibil mereu la tot ceea ce mi-aduce ziua, ce mi-aduce locul, momentul. Și nu făcea niciun fel de distinție, cum spuneați mai înainte, între ideologii sau sistemele în care cineva era încadrat teoretic, ci pentru dânsul conta omul, persoana din față care îi se prezintă. La un moment dat, legat de biografia monseniorului Ghica de azi, a fericitului Vladimir Ghica, s-au evocat momentele lui legate de peregrinări, Japonia, Australia, Africa. Aceste peregrinări, care erau în egală măsură și căutări, pentru că în Australia participa la congrese euharistice, în Japonia fiind în legătură cu mediile intelectuale japoneze, au avut vreun rol în zidirea lui spirituală, dar și în consecințele faptelor? Sigur că asta l-au marcat, evident, și într-o fel spiritualitatea lui este marcată de această devoțiune, de cinstire a lui Iisus Hristos prezent în Euharistie. Dar revenim asupra acestea și urmărim acum Sfânta Liturghie, care se apropie de sfârșit cu rugăciunea de final. Întăriți cu Sfintele Taine, te rugăm, Doamne, să ne dai harul de a imita minunata statornicie a fericitului Vladimir Ghica, ca astfel să ne vrednicim a dobândi răsplata veșnică a celor îndelung răbdători prin Hristos Domnul nostru. Amin.
Urmează acum un cuvânt de mulțumire din partea înaltă a Sfințitului Ioan Robu, arhiepiscop mitropolit de București. Permiteți-mi să spun câteva cuvinte de mulțumire acum la sfârșitul Sfintei Liturghii de beatificare a Monseniorului Vladimir Ghica. Împreună cu voi toți, îi mulțumesc lui Dumnezeu cel Bun și Sfânt că ne-a dăruit această zi în care să fim împreună uniți în rugăciune și recunoștință că iată a fost ridicat la cinstea altarelor unul dintre noi românii, preot, ca să ne fie exemplu și mijlocitor. Recunoștința noastră se îndreaptă apoi spre Sfântul Părinte Papa Francisc, urmașul Sfântului Petru și semnul vizibil al unității noastre, că l-a ridicat la cinstea altarelor pe fratele nostru Vladimir Ghica. De asemenea, mulțumirea noastră merge către trimisul său la noi, eminența sa, cardinalul Angelo Amato, prefect al Congregației pentru Cauzele Sfinților. Îi mulțumesc pentru tot sprijinul și dragostea cu care a însoțit demersul nostru de beatificare a Monseniorului Ghica. Mulțumesc în mod deosebit familiei Ghica. Sunt prezenți peste 30 de membri ai acestei familii aici printre noi. Le mulțumesc în mod deosebit. Le mulțumesc în mod deosebit căci fără această familie noi astăzi nu l-am fi avut pe fericitul Vladimir. Fericitul Vladimir, care rămâne ca o stea aprinsă pe cerul Bisericii și al României. Mulțumesc în mod special postulatorilor, cei care au avut grijă să ajungem la bun sfârșit cu dosarul Monseniorului Ghica. Au fost câțiva care ani de zile au lucrat. Salut de asemenea cu gând de mulțumire și recunoștință pe eminența sa, cardinalul André Ventrois, arhiepiscop al Parisului, și de asemenea pe toți ceilalți arhiepiscopi. Și de asemenea pe toți ceilalți arhiepiscopi și episcopi din Bosnia-Herțegovina, Ucraina, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. Le mulțumesc arhiepiscopilor și episcopilor din Conferința Episcopală Română, preoților și credincioșilor veniți din diecezele de Alba Iulia, Alba Iulia Făgăraș, București, Iași, Timișoara, Oradea latinilor și greco-catolicilor, Satu Mare, Baia Mare, Lugoj, Chișinău și Cluj. Îi salut și le mulțumesc pentru prezență celor din instituțiile statului, din președinția României, și văd aici doi foști președinți. Vă salut cu drag prezența aici și pe fostul prim-ministru. Vă salut!
Salut membrii din Academia Română prezenți aici, de la Prefectură, de la Primăria Sectorului 1 și 2, Secretariatul de Stat pentru Culte, Senat și Camera Deputaților, reprezentanții cultelor, vă salut și vă mulțumesc că ați venit. Pe membrii Corpului Diplomatic, Ordinul de Malta și nu în urmă, și la urmă, Rom Expo. Le mulțumim credincioșilor veniți din Franța, Belgia, Italia, Elveția, Bulgaria, Ucraina, Polonia, SUA și Liban. Și nu în cele din urmă, tuturor celor care au contribuit în vreun fel sau altul la pregătirea acestei sărbători, corului, instrumentiștilor. Ministranților, televiziunii și radioului, voluntarilor și tuturor celor care au făcut să ne simțim bine în acest loc. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe noi toți de aici și pe voi toți din fața ecranelor de televiziune. Fericitul Vladimir Ghica să mijlocească pentru noi și aș vrea să termin cu câteva invocații de rugăciune și vă rog să vă ridicați în picioare. Preasfântă inima lui Iisus, inima neprihănită a Mariei, Sfinte Iosife, fericite Ioan Paul al II-lea, fericite Vladimir Ghica, fericite Vladimir Ghica, fericite Vladimir Ghica. Vă mulțumesc. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. De acum și până în veac. Nostrum in nomine Domini. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvinteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Urmează un imn de mulțumire, Dumnezeule preasfânt, preamărima ta iubire, te slăvim cu al nostru cânt și îți aducem mulțumire. Fii de-a purul lăudat că de noi te-ai îndurat. Recapitulativ, părinte profesor, aș vrea să ne spuneți, practic, relicvele fericitului Vladimir Ghica, cele pe care și telespectatorii noștri și credincioșii bisericii le-au putut să le vadă pe masa Sfântului Altar, vor fi în Catedrala Sfântul Iosif, într-o capelă specială amenajată. De astăzi începe, practic, în dieceza de București, cultul public al fericitului Vladimir Ghica. Da.
În această seară la Biserica Greco-Catolică de pe strada Polonă va mai avea loc o slujbă intitulată Acatistul Fericitului Vladimir, începând de la ora 5 după masă. Apoi mâine, în toate bisericile romano-catolice din Arhidieceza de București, se celebrează liturghia de mulțumire pentru declararea lui de fericit. Vor fi purtate în aceste comunități elemente din Muzeul Vladimir Ghica, care a fost inaugurat în aceste zile și amenajat la Catedrala Sfântul Iosif, și de asemenea vor fi încredințate tuturor parohiilor moaște, deci bucăți din osemintele fericitului Vladimir. Și ca să facem o de asemenea, în plan mai există ca în scurt timp să se construiască o biserică care să aibă drept hram fericitul Vladimir Ghica. Și ca să facem o paranteză necesară, de altfel, răspunzând la o întrebare nespusă, de ce în strada Polonă, de ce la Biserica Greco-Catolică, pentru că viața și ultima perioadă a existenței lui Vladimir Ghica și a libertății sale ca preot s-a consumat și cu o activitate destul de importantă în coagularea comunității de credincioși greco-catolici veniți în București în timpul de după război, exact, la această biserică din strada Polonă. Da, este unul dintre cei care a militat foarte mult pentru ca ei să aibă o biserică aici în București și un loc în care să se întâlnească ei ca și comunitate românească, dar și comunitate de credință. O perioadă, celebrările liturghiilor se aveau loc în diferite capele sau biserici din București, dar ulterior și la intervenția Monsignorului Ghica, ei au primit o astfel de biserică, care a fost, bineînțeles, binecuvântată, sfințită de către arhiepiscopul Raimund Netzamer din vremea respectivă. Aș vrea să faceți câteva considerații necesare, de altfel, asupra prezenței impresionante, atât ca număr de credincioși, ca număr de preoți, celebranți, concelebranți, da, ca oficialități, deci a interesului de ordin public și religios suscitat de acest eveniment. Da, dincolo de, deci, numărul acesta impresionant de preoți, peste 250 de preoți sosiți din toată țara, aproximativ 25 de episcopi, 22 știu că au confirmat prezența și 2 cardinali. Sigur, au fost prezente celelalte oficialități, reprezentanți ai autorităților civile și politice din țara noastră, începând de la președinție, așa cum a anunțat și înaltul preasfințitul Ioan Robu, și până la cei care sunt responsabili și gestionează, administrează Rome Expo. Da. Și am văzut foarte mulți intelectuali, am văzut foarte mulți oameni din viața academică, istorică, am văzut oameni care au fost preocupați să scrie foarte mult despre Vladimir Ghica. Credeți că e o încununare a activității? Eu, cel puțin așa, am resimțit-o. După ce încep ce ani de zile să scrii, să aduci în valoare lucruri mai puțin știute, acum, printr-o astfel de celebrare, vezi o încununare chiar a propriei activități. Da. Evident, el a fost și un scriitor, a fost un om așa al artelor, în sensul bun al cuvântului, chiar a avut un talent de a picta. A avut condei foarte bun, o minte sclipitoare, gânduri pentru zilele ce vin sau gânduri pentru șirul zilelor ce vin. E o expresie tocmai a acestei tensiuni interioare, spirituale, intelectuale, care l-a găzduit de-a lungul vieții sale. Ce vreau să mai spun, că la această liturghie au fost prezenți pelerini din dieceza de Paris, în jur de vreo 50, printre ei oameni care l-au cunoscut. La un moment dat se vedea în timpul împărtășaniei un preot care, puțin înainte de împărtășanie, care dăruia pacea celorlalți, e Daniel Ange, un preot mistic francez, care e fiul unuia care a fost convertit de Monsignorul Vladimir Ghica, iar el l-a cunoscut, era la vârstă de 7 ani și cred că și el a fost botezat de Vladimir Ghica, Daniel Ange. Sigur, un grup de pelerini din Franța și aproximativ 30 din rudele familiei Ghica, ale Monsignorului Vladimir Ghica.
care în zilele premergătoare acestei celebrări au adresat o mulțumire Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București pentru gestul pe care l-au săvârșit, că l-au ridicat la cinste altarul pe unul dintre rudele lor, pe unul din familia lor, și pentru faptul că i-a adunat, pentru că sunt împrăștiați în toată lumea, în special în Statele Unite ale Americii. Practic, în acest moment, cu imnul solemn, se sfârșește ceremonia și liturgia de la ansamblul Romexpo, un loc... O catedrală ad hoc. O catedrală ad hoc, inspirată alesă, pentru că, practic, atât accesul cât și liturgia în sine au putut să fie foarte vizibile și foarte accesibile pentru un mare număr de credincioși. Noi rămânem în studiourile televiziunii române cu imagini din acest final de ceremonie, pentru că, practic, așa cum spuneam la început și punctați și dumneavoastră cu foarte multă atenție, o viață de fericit, o viață de venerabil fericit sau viitor sfânt se bazează pe o realitate, pe prezența reală a minunilor, a faptelor bune, a unei vieți curate, autentice. Pentru aceasta înseamnă și mărturie și mult adevăr. Mărturia, de fapt, ne duce. E adevărat sau nu e adevărat? Da, spuneam, sigur, între ghilimele, despre legendă sau mai puțin legendă. Nu. În ultimă instanță este vorba despre adevăr integral 100%. Și atunci se confirmă această viață. Da. La un moment dat evocați misiunea lui de delegat apostolic pentru diferitele congrese eucharistice ce s-au celebrat, da, între cele două războaie mondiale și la care el a participat. Sigur, a fost hirotonit preot în 7 octombrie 1923, cum spuneam, la Paris. Și trebuie să o spunem, la vârsta de 50 de ani, deci la o vârstă destul de matură, înaintată, am spune, pentru a ales harul preoției după o așteptare și chiar după îndemnul unui papă. Papa devenit un teoreț sfânt. Da. Sigur, el a ținut foarte mult la mama lui, Alexandrina, și nu a dorit să o supere în vreun fel. În momentul în care el a făcut trecerea în Biserica Catolică, au cerut o audiență la Sfântul Părinte, Pius al X-lea. Acesta l-a sfătuit să rămână ca laic în lume și în felul acesta să desfășoare un apostolat în favoarea bisericii, iar ideea preoției a spus să o amâne pe cât posibil. După ce a murit mama lui în 1914, iată, au mai trecut câțiva ani buni, s-a terminat și războiul, primul război mondial, și ușor, ușor a luat hotărârea, dar nu fără influența unei persoane sfinte, o măicuță, Violet Sussman, care l-a influențat și a vorbit foarte mult despre valoarea Sfintei Liturghii și a zis că merită, toate lucrările din această lume la un loc nu egalează valoarea spirituală a unei liturghii, să se facă preot. Și iată de ce a ales în cele din urmă să se facă preot. Având doctoratul în teologie, a fost scutit de toate celelalte etape în vederea formării la Sfânta Preoție, și a fost hirotonit în 7 octombrie 1923 ca și preot al diecezei de Paris. Ați amintit despre... Dar vreau să spun ceva și despre misiunea lui ca delegat apostolic la congresele eucharistice. Da. După ce a fost hirotonit preot, practic a primit această misiune prin 1927, cred, și prima lui ieșire a fost în 1928 la Sydney. Și apoi au urmat altele de-a lungul vieții lui, până la 1938, când a fost ultimul congres eucharistic la care a participat, a fost cel de la Budapest. Acum, pentru el a fost în egală măsură, ca pentru mulți alții, și o neșansă și o șansă să trăiești în vremuri atât de tulburi. Este vârsta lui. A prins două războaie, a prins instaurarea a două regimuri totalitare, fascismul și comunismul. Iată, e destul de nefericit să prinzi într-o singură viață de om o sumă de astfel de evenimente. Dar în același timp, astea au fost și încercări pentru el. La un moment dat,
în experiența franceză avem și un episod parizian în care se ocupă de biserica străinilor, pus și îndemnat să se ocupe de acest lucru tocmai datorită faptului că el cunoștea 22 de limbi străine, le vorbea, erau foarte mulți străini în Paris, mulți dintre refugiați, era un factor care putea să coaguleze în jurul altarului și unor cauze sociale și de ordin intelectual anumite conștiințe. Da, sigur, misiunea aceasta de capelan al bisericii străinilor și după aceea rector al acestei biserici vine după experiența lui de la Villejuif, în cartierul acela al imigranților, săracilor Parisului, unde s-a expus foarte mult și s-a cam îmbolnăvit. A rămas o perioadă acolo, în acele condiții extraordinar de grele pentru el, și cardinalul din vremea respectivă a hotărât să se ocupe de străinii din Paris, să-i păstorească, și tot el e cel care i-ar fi dăruit o relicvă din Corana Mântuitorului Iisus, care a purtat-o tot timpul vieții sale, inclusiv în închisoare. Această relicvă, deci e un spin din Corana Mântuitorului, avut un efect miraculos asupra, povestește Monseniorul Vladimir Ghica, asupra familiei împăratului Japoniei, când a ajuns în 1933 la Tokyo, cu ocazia unui astfel de congres euharistic în zonă. El a făcut o vizită împăratului. Acesta i s-a plâns că nu are un urmaș, un băiat care să vină la tron, și el a spus: Dumnezeu vă va dărui ceea ce așteptați. Și la un an de zile s-a născut un băiat. Sigur, e un eveniment miraculos și spectaculos care se înregistrează în timpul vieții Monseniorului Vladimir Ghica. Mulți alții au primit mângâieri și încurajări, să spunem așa, putere de a rezista în timpul închisorii, când el avea la dânsul această coroană de spini, această relicvie din coroana de spini. Ulterior, ea a fost sequestrată de către unul dintre jandarmii de acolo din închisoare și a ajuns la Horia Cosmovici, unul dintre fiii săi spirituali și el în închisoare, și apoi acesta a încredințat-o în altra Sfințitului Ioan Robu după 1990 și actualmente se află în custodia Arhiepiscopiei. Există și episoade anecdotice, pentru că practic viața, atunci când analizezi viața unui sfânt care a trăit acum 700-800 de ani, 1000 de ani, este mai dificil să faci așa sinteza istoriografică a tuturor evenimentelor. Atunci când un fericit, un contemporan al nostru, în ultimă instanță, îți spune la îndemână documente prin viața sa, fapte, mărturii, atunci se nasc și aceste capilarități de ordin anecdotic, pentru că amintați chiar dumneavoastră, părinte profesor, despre faptul că s-a îmbolnăvit destul de grav în experiența din cartierul Villejuif și, spun eu anecdotic acum, ajunsese să dea lecții despre cum se dezgheață pleoapele înghețate de frig atunci când dormi în cameră neîncălzită. Era o suferință acolo liber asumată, a urmat una care a fost constrâns asumată, cea de la Jilava, iar Jilava este răspântia care l-a propulsat în conștiință spre sfințenie, pornind de la ideea de model. Un scurt documentat mărturie, pentru că tot împreună cu dumneavoastră aici, când anticipam acest moment acum câteva luni într-o emisiune similară, am evocat printr-o mărturie a părintelui Tertulian Langa anumite minuni, considerate minuni ale lui Vladimir Ghica. Acum o mărturie despre ce a fost Jilava lui Vladimir Ghica. Locul nașterii pentru cer al lui. Seara târziu, pe întuneric, într-un București aproape adormit, pe căi ocolite, am fost suiți într-un camion, care avea în față o bucată de prelat apocrifică și niște bănci. Pe acele bănci stăteau preoții.
fiecare din persoanele din proces aveau un gardian lângă el, care și deținea bagajele, pentru că unii au fost arestați de acasă, în aceeași noapte. Dar unii au fost arestați pe stradă, și eu și monseniorul Victor de pe stradă. Cei care au fost arestați de acasă aveau cât li se permisese să aibă, nu știu, un schimb de lejerie sau ceva. Când am ajuns la închisoare, a fost chiar un eveniment extrem de dureros. Era noapte, era o ploaie torențială peste București, așa și peste Suburbii, și când am ajuns la Jilava, am văzut numai poarta. Nota bene că eu, fiind mai tânără, n-am avut loc pe o banchetă, am stat în picioare în camionul acela. Și prelata nu putea să mă acopere decât puțin, că nu ajungea. Dar erau milicieni care, fiecare, lângă mine era un milician, nu puteam să mă uit prea mult, dar nu mai aveam ochelari. Am trecut fără ochelari, mi-a dat seama că e Mucurești, și portul Jilava. Intrarea era așa o căsuță mică ca o poartă ca la ambasade, să zicem, și alături un mic coridor așa, cu niște fișete din lemn legate cu sârmă, care dovedeau că se organiza ceva. Și fiecare persoană arestată așa, avea deci un milițian care îi ducea bagajul, servieta, știu eu ce avea. Eu aveam o servietă așa mică și care mi-o ținea milițian. Și m-am pins în față și s-a oprit, a dat jos partea aceea de la camion, de la spate și plouă. Lor nu le posa că aveau haine bune și de noi să scape de noi, să-mi arunce. Și cel care ținea gentuca mea a zis să, dar era distanță, camionul înalt. Totuși, eram tânără, 24 de ani, am încercat să sar și am căzut așa în picioare și așa, cu mâinile în noroi. Și am încercat să mă ridic. Dar n-am apucat să, așa, numai cu mână. Când în spate era monseniorul Ghica, care nu putea să sară, l-a împins. Știți, așa. Și prin împingere, dânsul a căzut pe jumătate pe mine și pe jumătate în noroi. Știți, și eu mâna asta aș fi vrut să mă ridic, dar mâna asta era acoperită, că dânsul căzuse în noroi așa. Și atunci eu m-am ridicat ca să-l ajut și pe dânsul. Și căzând așa, s-a uitat așa, reflectorul bătea spre locul unde pe noi ne arunca, știți? Nu era întuneric. Și a zis, pardonemo. Și uitându-se așa puțin lateral, că nu putea încă să nu era ridicat, e pardonon lor. Așa cu gradat, știți, așa că, adică parcă ar fi fost o luptă interioară în care pardonul lor și pe urmă nu cumva să amalgând, chiar să le iert, știți? Acesta este mesajul care mi-a rămas de la dânsul. Cine te înțelege? Cine te crede? Nu se poate, n-a fost așa.
părți din lume au fost, fel de fel de suferințe, poate spun și acum. Dar de ce a fost în țara noastră? Dincolo de toate, au fost niște preoți care au suferit și au murit. Monseniorul Ghica este reprezentantul autohton al țării. De ce tocmai el a ajuns să primească de la Sfântul Părinte acest drept să slujească în două rituri? Oare Dumnezeu face ceva chiar așa, că fără rost? Dumnezeu e Dumnezeu. El este un martir al neamului, pe lângă alții care el a avut. Țara aceasta este și el un martir al neamului, nu numai al bisericii sale. Este faptul că în Franța, unde spiritul ospitalier, iertător, bun, l-a exemplificat și l-a trăit, a fost răsplătit cu una din cele mai prețioase relicve care există. Toți sfinții au relicve, și în țară există, și în Grecia există, și în Italia există, și în Americi. Există fel de fel de relicve care se dovedesc a fi daruri de la Dumnezeu, care aduc vindecare, aduc răscumpărare, aduc îndeplinirea unor dorințe bune, aduc protecție, aduc darurile lui Dumnezeu. El l-a primit pentru România. Și dovada că a primit pentru România este că a rămas în țară cu bătrânețea și slăbiciunea lui, cu un singur plămân și cu o sănătate șubredă, și a primit această relicvă pentru ce? Pentru această țară care a suferit. Consider că e un dar și pe viața lui, și persoana lui, și relicva pe care a primit. Așadar, tocmai relicva despre care spuneați și care se află în custodia Arhiepiscopiei Catolice din București. Da, și cum spunea doamna Apostolache din filmul de Adineauri, într-adevăr, el rămâne un dar pentru România, pentru noi toți, prin învățătura sa, prin exemplul său, prin sfaturile sale. Aș vrea să desprind în acest context încă ceva, și anume practica într-un mod extraordinar de frumos autoironia și o recomanda ca un fel de, să spunem așa, instrument spiritual de vindecare, de prejudecăți, de tot felul, da, tot felul de, știu, de gânduri negre. La un moment dat, vorbindu-se despre dânsul în anumite ambiente ecleziastice, chiar Papa Pius al XI-lea, la un moment dat zice, ce mai face acest vagabond apostolic? Pentru că era trimis peste tot în lume și reprezenta scaunul apostolic în diferite împrejurări, în special la congresele eucharistice. Apoi, de exemplu, mai era cu încă o astfel de replică, întrebat fiind care e calea lui, sigur, cel care întreba se referea la calea spirituală, sigur, într-o manieră în asta mai pretențioasă, el spunea, calea mea este calea ferată. Sau, aldată, era pe masa de operație și a cerut să vină preotul ca să-l împărtășească. I se deschisese abdomenul, avea o problemă la iernie, așa, și deschisese abdomenul și el povestește fratelui său, îi spune, în acele momente, zice, cu abdomenul deschis, cu ochii deschiși, pentru că nu aveau medicamente ca să-l anestezieze. Așa. Zice, cu ochii deschiși, cu abdomenul deschis, dar și cu cerul deschis, datorită lui Iisus, care venise la mine în Sfânta Împărtășanie, eram pregătit să trec printr-o astfel de suferință. Sigur, avea replici din acestea de autoironie, care, autoironia, da, aristocrată în ultimă, absolut, instanță, da, pentru că făcea parte și chiar dintr-un spirit intelectual al vremii. Da, expresia tocmai fineței spiritului său și a educației. Pentru că ați amintit de lucrul ăsta, trebuie să spunem și poate că să reamintim atât pentru cei care știu și să spunem pentru cei care nu știu că
una dintre puținele situații în care Monseniorul Ghica a plâns amar a fost în momentul în care simțim că se sfârșește și aproape prezicând și ziua și ora la care își va pune sufletul mâinile lui Dumnezeu, a dorit să aibă un preot confesor, da. Și i s-a refuzat acest drept, privilegiu sau această ocazie unică în viață de către autoritățile de la Fortul Jilava. Noi încercăm să reconstituim chiar în ambientul unei emisiuni de televiziune și îndreptându-ne cu pași repede spre sfârșitul acesteia. Da, sigur, se consideră întotdeauna ziua în care ei au murit, fericiții sau sfinții, drept ziua nașterii lor pentru cer. Se numește Dies Natalis în limba latină. Așa după cum și martirii din primele veacuri și ei erau evocați și cinstiți de către bisericile locale în ziua în care ei muriseră și chiar pe locul în care muriseră, pe mormintele lor, era ziua de naștere pentru împărăția lui Dumnezeu. La fel și în cazul Monseniorului Ghica, va fi ziua de 16 mai ca zi de comemorare a sa în biserica noastră locală, dar și să ne aducem aminte și de locul în care el a murit, cum îl numea el, acesta este un loc sfânt și eu nu știam. Spuneam că recompunem și cu ajutorul dumneavoastră și cu ajutorul mărturiilor anumite secvențe de viață și ultima propusă pentru această ediție ne arată de fapt o mică parte din ceea ce a însemnat efortul de a strânge, de a edifica documente, mărturii pentru viața celui care începând de astăzi este fericitul Vladimir Ghica. Un singur om având o singură pasiune. Je passe partout. J'ouvre toutes les portes. Hein? J'ai un cul immense, ma femme dit. Mais c'est comme ça qu'on arrive. Hein? Creator al unei impresionante arhive. Oui, oui, et c'est une, vous voyez, en Amérique latine, 34. Cofondator și președinte al Institutului Vladimir Ghica. Pierre Aillé. Il faut être poli, mais il faut quand même pas hésiter. Je suis un vendeur né. Je vendais, si vous voulez, je vendais, je dirigeais, je remettais en route des sociétés qui ne marchaient pas. Ça m'a permis, comme je connaissais des gens, si vous voulez, même le fils du général de Gaulle, je l'ai contacté, si vous voulez. Philippe de Gaulle. O viață întreagă pentru a căuta urmele unei alte vieți, cea a Monseniorului Vladimir Ghica, prinț, preot și martir. Născut la Constantinopol în 1873, Vladimir Ghica face parte dintr-o familie română ortodoxă care a dat 10 domnitori în Moldova și în țara românească. Între 1879 și 1895, el primește o educație aprofundată la Toulouse și la Paris. În 1902 face profesiunea de credință catolică la Roma și studiază filozofia și teologia. Sa famille, Monseigneur Ghica, il y en a certaines qui vraiment trouvaient ça épouvantable parce que des princes de religion orthodoxe qui deviennent catholiques. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il a été assez réprimandé même par sa mère. Voilà. Până în 1923, data la care este sfințit preot la Paris, Vladimir Ghica aduce o existență de apostol laïc. Si vous voulez, Monseigneur Ghica, on n'en parle pas assez. C'est quelqu'un qui était un très grand politique. Începând cu 1923, Vladimir Ghica animă diverse opere de caritate și nu numai, apropiat de elita intelectuală a epocii, printre care și de grupul creat de Raisa și de Jacques Maritain. Între 1926 și 1929, Monseniorul Ghica fondează Opera Fiilor și a Fiicelor Sfântului Ioan la mănăstirea Obriv. Mais quand on dit qu'il a échoué à Obriv, je dis non, parce que finalement, de là est parti tellement de choses, quand on regarde bien. Est parti, par exemple, son fait de voyager dans le monde entier, de faire en sorte que l'enfant, si on avait exploité comme il fallait ses prières, ses textes et tout, c'est quelque chose de remarquable. Hein? Et c'est écrit par Monseigneur Ghica. Donc ça s'était donné quand exactement? Ça, cette année, ben, vous l'avez la date. Si vous voulez, vous pouvez. Et ça a été donné où? Où? Maison des œuvres. Des œuvres à Paris, 15e. Mm. Voilà. On a encore des milliers, je ne vous cache pas. Les gens m'ont donné des milliers de pensées. Mm. C'est pour ça qu'avec Donia Cornéa, qui est une fille merveilleuse. Eh bien, si vous voulez, on a passé nous, des mois à écrire, Christiane et moi. On a acheté les loups qu'il fallait et tout. Et on se dit, c'est fou. Alors, on avait mis tous nos dictionnaires, parce qu'il faut que vous sachiez que Monseigneur Ghica
utilise des mots que personne ne connaît. Hein. Alors, le litré, heureusement qu'on l'avait, parce que le litré, l'autre, sur le lit, on a cette chance d'avoir vécu comme ça avec ma femme, des choses formidables, passer des journées sur quelqu'un qu'on n'a pas vu, qu'on ne connaît que par ses écrits, mais alors que le fond se dit, mais c'est pas vrai, que... puis c'est tellement profond. În cursul anilor 1920-1930, Vladimir Ghiga este totodată spiritual pentru străinii din Paris, deschizător de drumuri la Villejuif și este membru permanent al Congreselor Euharistice Internaționale. Quatre salles de la Vierge Patronne, le congrès de Buenos Aires. Mais c'est des choses que... Voyez, vous savez que Mgr Ghiga s'occupait des congrès eucharistiques. Oui. Bon, ben oui, mais congrès eucharistique, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut écrire à l'association. Ils étaient où, les principaux qui avaient connu Mgr Ghiga? En Belgique. On est allé passer 3-4 jours avec ma femme et on était reçus à Namur, et qui était donc un siège d'un évêché. Mmh. Et alors là, bon, j'ai travaillé, j'ai un dossier qui fait ça, hein, parce que j'ai écrit à tous les gens qui avaient organisé des congrès eucharistiques. Et c'est, ils sont en Belgique, la plupart? Vous les étiez en Belgique? Non, mais c'était le siège qui était en Belgique. Hein. Et donc, les gens, la plupart m'ont répondu. Puis j'ai refait des recherches en France aussi. Donc, c'est comme ça que je sais. Ultimul congres la care a participat monseniorul este cel de la Budapesta din 1938, prezidat de cardinalul Pacelli, ulterior Pius al XII-lea. Începând cu anul 1939, Vladimir Ghiga se află în România și nu va mai părăsi țara. Il a converti, il a baptisé énormément de gens. Bon. Arestat în 18 noiembrie 1952, este condamnat în 24 octombrie 1953 la 3 ani de temniță grea. Pour des choses qui sont difficiles à dire, lorsqu'il est en prison, il est comme tout le monde, malgré tout, on a des contingences physiques, il a supporté ça pour quelqu'un comme lui. Monseniorul Vladimir Ghiga moare la 16 mai 1954 la închisoarea Jilava. Au départ, on a l'impression que c'était quelqu'un qui écrivait beaucoup, qui... Bon. Puis quand j'ai avec les enfants, je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas plus parlé de son rôle d'éducateur? Je ne comprends pas que personne n'a jamais parlé beaucoup de l'historien. C'est un historien remarquable. D'abord, il a écrit Historische, Spirituelle, mais c'est vrai que c'est remarquable. Ce que je voudrais, c'est faire des plaquettes sur des sujets comme ceux qu'on vient d'évoquer. Mgr Ghiga, par exemple, politique. Et puis, allez, crac, ça. Est-ce que vous savez que c'est Mgr Ghiga qui a fait les concordats, entre autres celui de la Roumanie, il y a eu la Serbie, après celui de la Roumanie, pour... On s'en doutait, mais comment est-ce que vous avez aussi les documents qui le prouvent? Je les ai, bien sûr. Les intégristes qui les avaient, alors c'est là que j'ai négocié. Parce qu'il a reçu aussi la Légion d'honneur et on suppose que c'est pour ça, non? Non, je l'ai aussi, parce que nous connaissons le grand chancelier, ma femme est militaire de carrière, il m'a fait un certificat avec le numéro et tout. Tout est une question d'amitié aussi. Par exemple, je suis allé voir Jean Dujan. J'ai mis presque 10 ans pour que Jean Dujan me dise, tenez, je vous les donne, mes archives. Yvonne Estienne, vous n'en parlez pas souvent. Il y avait ses papiers, des papiers de Mgr Ghiga, que quand elle est morte, elle les a donnés à un prêtre. Moi, je savais qu'il y en avait un prêtre. J'ai pu avoir son adresse. Je suis parti du côté de Bourges. J'ai passé le week-end qu'il fallait. Je passe bien, si vous voulez, comme on dit vulgairement. Il m'a dit, je te donne tout ce que Yvonne m'avait laissé. Et ça a été donc mon gros travail de bouger, d'aller parler aussi, de faire des petites conférences. Et puis alors, si vous voulez, c'est là que j'aurais voulu que nos amis roumains fassent... Vous voyez, ça, il y a l'article de Pierre. Ça, c'est avec notre ami Donéa Cornéa. Oui. Ça, c'est le premier bouquin auquel j'ai participé. Ça, j'y ai participé aussi. Oui, bon, oui, tout ça, si vous voulez, fait que les gens me connaissent. Vous connaissez ça? Non. Non, bon, ben cette femme-là, Irène Imerowski, juive. Et vous savez que je suis quelqu'un vraiment qui est pour tout le monde, hein, et surtout là. Irène Imerowski a écrit donc un livre, et je m'aperçois que dedans, à la page ici, qu'est-ce qu'on parle? De Mgr Ghiga.
Et Pierre, il cherche dans ses papiers et il trouve que Mgr Guica a reçu de elle a failli avoir le prix de Renaud de Rochefoucauld. Et donc, elle avait écrit à Mgr Guica. Pourquoi? Parce qu'elle le connaissait. Il était donc celui qui s'occupait de l'église des étrangers, au 33 rue de Sèvres. Hein. Il a fait ce que tout préfet, il a essayé tout doucement de l'amener à la religion catholique. Elle lui a écrit, elle remettait toujours ça un petit peu. Et chance, j'ai retrouvé ses lettres. J'ai donc, si vous voulez, participé, pour ça que... Comment voulez-vous que je n'aime pas Mgr Guica? Voilà ce que ceux qui l'ont fait le livre m'ont mis. Oui, c'est ma plus belle récompense. C'est pour vous montrer aussi qu'il avait le sens, si vous voulez, de trouver toujours les moyens de reprendre sur des gens, sur l'Église, qu'ils viennent vers l'Église catholique. D'autant plus, si vous voulez, qu'on peut rattacher ça, les morts dans un camp de concentration. Hein. C'est ça le malheur. Mais pour vous montrer donc un peu ce côté de Mgr Guica. În 1932, Monseniorul Ghica însoțește un grup de maici carmelitane de la Cholet, care urmau să fondeze primul Carmel în Japonia. Ça c'est ma dernière découverte. Hein. J'ai découvert qu'il y avait des sœurs à Cholet. Ces sœurs à Cholet, c'était des sœurs qui étaient dans le fond missionnaires. Et je ne dis pas que notre ami Mgr Guica, il s'est quand même dit un jour, on demandait, on voudrait bien... Hein, les faire partir en Asie, et pour aller relativement vite, il a dit « Oh, je serais bien aumônier ». Et en fait, on n'a jamais insisté sur ce côté missionnaire d'Mgr Guica. Moi, j'insiste dessus. C'est un homme qui a connu d'ailleurs des gens extrêmement importants, comme le père Leeb, Bell, qui sont allés en Chine, et qui étaient aussi, qui sont venus à Aubrive. C'est ça qui est intéressant. Ils ont participé à la communauté de Saint-Jean. Alors donc, ces sœurs-là, j'ai écrit, bien entendu. À Cholet, ça a disparu malheureusement. Maintenant, on va y faire vite la vie. Une sœur française qui était partie en 1932 sur le bateau avec Mgr Guica est tombée avec nous. On est devenus des copains, on peut dire, entre guillemets. Et donc, pendant 4 ans, on a écrit. Elle nous a écrit des lettres extrêmement, si vous voulez, pertinentes, qui vont très loin sur le plan de la foi. Quand on parle de son amour des pauvres, hein, si vous voulez, c'est quelqu'un qui aimait les pauvres, qui ne faisait pas tellement voir. Et ici, d'ailleurs, je suis un iconoclaste quand je dis très souvent « me parlez pas de l'abbé Pierre », que je connais, bien sûr, hein, parce que oui. Pierre n'était pas... Puis j'avais écrit, c'était pas ça, l'abbé Pierre. Je vais vous m'appeler Pierre. J'ai dit, il y en a un autre. Hein. C'est Vladimir Guica. Bon. Et la façon dont si vous voulez, il faisait, il allait vraiment jusqu'à en mourir. Parce que quand il était à Villejuif, il n'avait rien à manger. Hein. Il n'avait pas de chauffage. Finalement, on a beaucoup de gens qui nous parlent d'aider les pauvres, de vivre comme... Mais ils vivent pas tout à fait comme... Vous avez des religieux qui le font. Hein. Et dans le fond, quand vous voyez prier... c'est pas que je ne veux pas dire ce qui était Mgr Guica. Quand vous voyez le père Caffarel, le père Israël, ces gens qu'on connut, j'ai connu aussi le père Israël, bien sûr, qui était à Paris. Et puis Mgr Guica, quand on voit d'abord ce qu'il dit, ce qu'il écrit, quand vous voyez cet homme, comment il est, moi, si vous voulez, vous êtes, je sais pas comment, moi, par moment, il faut que je m'accroche à ma foi, c'est pas évident. Ben, si vous voulez, c'est lui quelquefois, parce que parfois je suis un petit peu en déshérence de foi, si on peut dire. Mais je lui dis quand même, il est formidable. C'est vrai que nous vivons, c'est ma maladie, je la supporte. Bon, je vous dis, j'ai eu 3 cancers, j'ai eu ce truc, hein, bon. Pourquoi? Parce que c'est lui qui m'a permis de penser à autre chose qu'à mon mal. Mgr Guica spunea într-unul din gândurile așternute aparent la întâmplare pe fițuiș de hârtie. Bucuria pare să umple inima omului, durerea pare să o golească. Dar în planul lui Dumnezeu, una nu o golește decât pentru ca cealaltă să o umple mai din plin.
Dorim să-i mulțumim domnului Aie pentru munca și pentru devotamentul lui, care ne dau astăzi posibilitatea să-l întâlnim pe monseniorul Vladimir Ghica în documente, scrisor și nu în cele din urmă într-o serie de fotografii istorice. Și da, noi dorim să mulțumim doamnei Anca Berlogea pentru efortul susținut, făcut ani de zile și mai ales pentru această producție. Și Arhiva Ghica se află acum la Catedrala Sfântului Iosif. Cei care doresc să consulte aceste documente, să vadă fotografii, imagini din viața monseniorului Ghica, pot să se înscrie. Arhiva Ghica poate fi în egală măsură un sfârșit, dar și un început pentru o nouă arhivă, pentru că spații de referință, cum ar fi cele din Franța, pot constitui cu siguranță zone de interes atât pentru cercetători, cât și pentru documentariști sau pentru creatori de arhive. Sigur, el a intrat acum într-o altă arhivă, arhiva spirituală a lumii lui Dumnezeu, a sfinților și fericiților săi. Sigur, suntem invitați să accesăm, să ne înscriem și să frecventăm și acest loc, această lume. Spunea el cândva odată despre sfinții care sunt pomeniți în timpul anului liturgic în biserică. Zice, de ziua lor, sfinții sunt ca un fel de medici de gardă. Zice, sunt mai disponibili pentru ca să ne asculte rugăciunile pe care noi le adresăm acestora. Sigur, și el va fi de gardă odată pe an, cel puțin, în Arhidieceza de București în fiecare zi, dar în data de 16 mai. Și nouă ne rămâne să apelăm la mijlocirea lui ca să obținem harurile de care avem nevoie, să ne învrednicim de prezența lui Dumnezeu, așa cum el a cultivat-o și a promovat-o în timpul vieții. Un om și un fericit în care, născut într-o zi de Crăciun, trecut la cele veșnice și deschis spre paradis într-o zi de jumătate de mai de florar, iată că o viață sintetizată între două date calendaristice poate deveni reper final. Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru participare, vă mulțumim pentru mijlocirea și fața telespectatorilor de a aduce în pagina acest eveniment impresionant de la Romexpo și sperăm și la o altă reîntâlnire. Fericită Eremia, fericită Vladimir Ghica, roagă-te pentru noi și binecuvântează țara noastră. Stimați telespectatori, vă mulțumim pentru atenție. Sperăm că am adus în casele dumneavoastră, în egală măsură, informație, în egală măsură, frumusețe și mai ales un strop de credință atât de necesară în zilele noastre. La revedere!